sfârșit, stimați telespectatori! Această seară este o seară deosebită atât pentru Televiziunea Română, cât și pentru Școala Vedetelor, care astăzi împlinesc 40 și respectiv 2 ani de zile. Și pentru că este revelionul cu numărul 40, Școala Vedetelor și-a propus să parcurgă toate etapele prin care a trecut Televiziunea Română. De aceea vă invităm alături de noi să mergem atât în perioada alb-negru, cât și în perioada color. Și pentru început vă invit să mergem înapoi în timp la o vedetă incontestabilă a micului ecran. Margareta Pâzlaru! Cum e oare, cum arată dragostea? Este un vifor sau poboare, e un cântec, cum e ea? Valul mării spumat, gingaș m-a îmbrățișat, mi-a furat sărutul vântul, doar de dragoste n-am dat. Nici eu n-am dat de dragoste, dar nici generațiile următoare. Și o veți vedea acum pe Nadin. Aceste flori cu chipul în multe culori. La lele, la lele, spioasele mele, la lele. Ei îi vorbi în locul meu și spuneți ce-aș vrea să spun eu. Și totuși vreau să mai adaug ceva. Sunt Luigi Ionescu și cedez nervos microfonul lui Cătălin de la Școala Vedetelor! Thank you.
La lele, la lele, oasele mele, la lele. Cât îndrăgesc aceste flori, chipul în multe culori. La lele, la lele, sfioasele mele, la lele. Ei îi vorbiți în locul meu și spune ce-aș vrea să spun eu. Graiuri, petalele au vorbit. Iar roșu păcăra, ce cură mi l-a dat, în clipa când va săruta. La lele, la lele, frumoase ca visele mele. Suntem puniți și fericiți, la lele. La lele, la lele, frumoasele mele, la lele. Cât îndrăgesc aceste flori, cu chipul în multe culori. La lele, la lele, fioasele mele, la lele. Ei îi vorbiți în locul meu și spuneți ce-aș vrea să spun eu. Și-n lume câte graiuri petalele au vorbit. Iar roșu păcăra, ce cură mi l-a dat, în clipa când va săruta. La lele, la lele, frumoase ca visele mele. Suntem puniți și fericiți, la lele, la lele. Cercetările continuă și în ziua de astăzi, încununate de același insucces. Aceeași situație, dar altă victimă. Carmen! De ce?
macarale. Prinde-n soare argintii, macarale. În zor de zi, suia gale, pe albastrele cărări, macarale. Suie în zel, o macara, în ce finel mi-a dus un biletel. Îl prind iute și-l citesc, spor la lucru și te iubesc. Având în vedere că de la noi macaralele n-au fost mutate, de unde au fost instalate, modă nouă astăzi, dar în soare tot zâmbesc. Manevrate de? 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 Titi! Ce la mal, m-aș face râu la umbra ta.
pe cerul de opalde-i fi, în noapte m-aș schimba. Și acolo unde ești, o viață aș sta în calea ta, în umbra ta. Sunt Mihaela Mihai și declar deschis că o urmăresc din umbră pe Mălina să văd cum va interpreta această melodie. De-ai fi tu salcie la mal, m-aș face rău la umbra ta. M-aș face rău la umbra ta. O stea pe cerul de opaldei fi, în noapte m-aș schimba. Și acolo unde ești, o viață aș sta în calea ta, umbra ta. De-ai fi în zbor orândunea, m-aș face cuib pe un ram de pom. M-aș face cuib. Sau primul ful de nad ai fi, m-aș face din săpată om. Și acolo unde ești, acolo unde ești, o viață aș sta în calea ta. De-ai fi tu marea ce s-a strâns în ochii ce nici când nu mint. Pe-o brață trist pe care o plâns, m-aș face lacrimă de-argint. Un loc oricât de ascuns, atât aș vrea. Atunci am să las tot un timișoran de-al meu. Mariu! Hei, tramvai, cu etaj și tras de cai. Hei,
șobă, ce umblai la Monjardă. Hei, bunic, cu monoclu erai chic. Hei, cacan, cu picioarele în tavan. Poate au fost la timpul lor ceva exagerat. Și lumea le-a uitat. Da, da, oh. Hei, pletoși, cu pantaloni strânți și soioși, chitariști, scomotoși și fanteziști. Mini-ju, foarte scurt și strâns pe trup. Hei, dușei, îndrăcit ca un berbec. Toate sunt la mod acum și tot exagerat. Timpul trece ca un fum și tot va fi uitat. Da, 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 da. Ceva exagerat. Anii au trecut în zbor și lumea le-a uitat. Da, da, oh. Au! Da, da. Te așteaptă un om, un suflet curat. I-ai spus că-l iubești și ai să vii, însă l-ai uitat. Dintr-un simplu joc inima lui s-a prins. Credeai că se stinge la loc, nu s-a mai stins. De fapt, după atâția ani trebuie să vă dezvălui că nu despre mine este vorba, ci despre colegul meu mai tânăr, Adrian! Așteaptă un om, un suflet curat. I-ai spus că-l iubești și ai să vii, însă l-ai uitat. Stop, stop, stop.
ceapa paramilitară. În curunte cu un tambur major, tras prin inel cu mustăcioară și buzdugan strălucitor. Ici colo câte o domnișoară privea cu un zâmbet visător. Și raportez că Mădălina îl place pe tambur major. Traducerea acestui text cu semnificații multiple, adresați-vă unui elev al Școlii Vedetelor care, fie vorba între noi, nici el nu stă mai bine la capitolul dicție. Laurențiu! Vas de rece cot,
Ați urmărit un clip promoțional pentru vânzarea trandafirilor, pentru că margaretele se vând foarte bine, iar trandafirii deloc. Și dacă noi n-am reușit să vă convingem, atunci poate o va face Alice! Nu este adevărat
cu hangerul fără teacă și cu pieptul dezvelit. Andri Popa cel vestit, Andri Popa cel vestit. Răspuns incomplet, mai este unul la fel de vestit. Colin! Spectatori, după ce am parcurs toate aceste perioade, e timpul să facem un mare pas până în zilele noastre, deoarece vine puternic din spate un nou val. Este vorba despre marile vedete ale muzicii românești de mâine, care astăzi s-au adunat să vă ureze tuturor la mulți ani.
Școala Vedetelor! E ușor sau e greu să rămâi în top mereu? Ce contează doar e să crezi în tine. Poți să ai tot ce vrei, chiar de ies uneori suntei. La sfârșit suntem din nou prieteni. Împreună am învățat de la cei deja știu, dar sperăm că n-ați uitat. Noi suntem noul bar. Cântăm la fel pentru fiecare. Repetăm, s-au filmat și atunci ne imaginăm că puteți afla cu noi bucuria. Împreună am învățat de la cei deja știu, dar sperăm că n-ați uitat. Noi suntem noi.